Dacă nu ai grijă de tine, n-ai cum să atragi un partener care are grijă de el și care se pune în cea mai bună lumină, da? Deci dacă ești de lăsătoare, ce înseamnă asta? Că normal faci lucruri în viața ta, te ocupi, muncești, lucrezi, ai grijă de casă și de lucrurile din viața ta, dar de lăsătoare, în ce fel să crești, draga mea? Pentru că, iată, femeia are acest rol, această misiune sacră de a crește și de a evolua. Prin spirit, de a se conecta cu intuiția sa profund, cu sufletul și de a urma această cale a sufletului. Pentru că numai de aici vine bucuria, nu din relația cu partenerul strict. În primul rând, din a-ți accesa calea sufletului tău și iată că de aici îți vine acest scop al vieții, da? Nu bărbatul este scopul vieții tale, da? Ci misiunea ta personală. Și iată că trebuie să ai această flacără în tine, aprinsă. Și asta este o mare diferență între femeia care e de lăsătoare, adică nu face mare lucru, doar se relaxează și e de înțeles pentru că viața nu este ușoară dacă trebuie să-ți acoperi supraviețuirea. Înțeleg foarte bine asta, draga mea, dar trebuie să păstrezi un pic de energie și dacă nu ai, deci ca să crești, da? Îți trebuie un pic de energie în plus ca să crești, să evoluezi, pentru că atunci devii și tu interesantă, unui bărbat interesant, pentru că asta îți dorești, nu-i așa? Da? Dar dacă nu știi cum să-ți crești nivelul de energie, eu te pot ajuta aici, pentru că există tehnici, există exerciții, există o cunoaștere sacră pe care noi trebuie să o accesăm. Iată, de aceea fac aceste materiale, da, legate de feminitate și spiritualitate, pentru că femeile au și ele mai multe niveluri de energie și putem să creștem de la un nivel la altul ca să ne accesăm cu adevărat puterea noastră interioară. Să avem acea flacără, cum îți spuneam mai devreme, să fie flacăra aprinsă, pentru că asta îl atrage pe bărbat. Să vadă acea scânteie în tine, să-i par interesantă, atractivă din toate punctele de vedere. Și iată că numai așa poți să alegi un bărbat atunci când tu ajungi să manifesti aceste lucruri, îl atragi pe rezonanță, deci atunci nu mai trebuie să faci mare lucru, dar iată că trebuie să faci un pic de treabă acum ca să crești, să evoluezi, să ajungi pe această vibrație de a fi interesantă, fermecătoare, magică, ceea ce oricum tu ești. Aceste lucruri sunt în tine deja, trebuie doar să le activezi și să-ți potențezi aceste calități, aceste atribute ale feminității, pentru că multe femei au uitat ce înseamnă feminitatea și au uitat să manifeste zi de zi aceste lucruri, ca să ai acest șarm, această carismă și să poți să fii tu bine cu tine în primul rând și automat, în planul secundar, implicit, atragi și un bărbat interesant. Te îmbrățișez!